Contextul legislativ este unul de actualitate, întrucât ordinul ministrului educației, un ordin comun de altfel al ministrului educației și al ministrului sănătății, a fost ieri publicat în Monitorul Oficial, ordinul 5487 și 1494 din 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității din cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică. Permiteți-mi să fac câteva precizări luate din acest ordin de ministru, întrucât în funcție de reglementările legislative, școlile, unitățile de învățământ din județul nostru, cele 606 unități de învățământ cu personalitate juridică și fără personalitate juridică, își fac pregătirile în aceste zile de dinainte începerii anului școlar. Cum își vor stabili modalitățile de alegere a scenariilor de organizare a școlii unitățile de învățământ din județul nostru? Direcția de Sănătate Publică informează Inspectoratul Școlar până la data de 7 septembrie cu privire la situația epidemiologică de la nivelul fiecărei localități. Instituția noastră va transmite școlilor, tuturor unităților de învățământ, această informare a Direcției de Sănătate Publică pentru ca fiecare școală să-și stabilească scenariul de funcționare. Până la data de 10 septembrie, în funcție de situația epidemiologică, dar și în funcție de particularitățile locale, infrastructură și resursele umane de la nivelul fiecărei unități de învățământ, școala, prin Consiliul de Administrație, propune Inspectoratului Școlar unul din scenariile de organizare. La rândul ne, noi avizăm acest scenariu, îl analizăm și îl avizăm sau propunem elemente de optimizare și înaintăm către Consiliul de Județean pentru Situații de Urgență propunerea fiecărei unități de învățământ. CJSU analizează propunerea fiecărei unități școlare și aprobă scenariul în funcție de care va funcționa fiecare unitate de învățământ. Ordinul de ministru precizează faptul că se poate aproba un scenariu de învățământ săptămânal sau ori de câte ori este nevoie. Autoritățile administrației publice locale vor asigura resursele umane, respectiv personalul medico-sanitar pentru unitățile de învățământ care nu au cabinete medicale școlare, precum și resursele materiale și financiare pentru derularea acțiunilor întreprinse de unitățile de învățământ. Sintetic vorbind, scenariul ales de fiecare unitate de învățământ va putea fi cunoscut pe data de 10 septembrie, în funcție de factorii pe care i-am enumerat anterior. Ministerul Educației și Cercetării a elaborat și a făcut publice ghidurile pentru începerea cursurilor în anul școlar 2020-2021 pentru toate nivelurile de învățământ. Cu alte cuvinte, sunt propuse o serie de principii generale de selectare și organizare a scenariilor, precum și elemente care țin de fiecare nivel de învățământ în parte, preșcolar, primar, liceal și gimnazial, pe care le voi detalia în cele ce urmează. Așa, după cum vă spuneam, decizia cu privire la un scenariu sau la combinația de scenarii, pentru că aceste ghiduri, care sunt orientative pentru unitățile de învățământ, ne oferă exemplificări de moduri în care vom putea să ne organizăm colectivele de elevi într-o școală sau chiar într-o grădiniță. Deci această decizie se ia la nivelul unității de învățământ, la nivelul Consiliului de Administrație, care, desigur, consultă reprezentanți ai părinților, ai sindicatelor, reprezentanți ai autorităților publice locale. Scenariile nu sunt fixe. Ele pot fi schimbate între ele sau adaptate pe parcursul unui an școlar
în funcție de ceea ce se întâmplă din punct de vedere epidemiologic. Aceste materiale elaborate de Ministerul Educației fac precizarea că în toate cele trei scenarii va exista o componentă online, mai mult sau mai puțin dimensionată, cel puțin pentru menținerea contactului cu elevii absenți, chiar și din motive independente de pandemie, se va avea în vedere comunicarea online. Așadar, procedura de alegere a scenariilor este cea amintită, se analizează statisticile pe care ni le oferă DSP-ul pe fiecare comună, pe fiecare unitate administrativ-teritoriale. Noi oferim consiliere școlilor, școlile analizează în baza criteriilor și prin raportare la resursele umane și materiale de care dispun scenariul favorabil, noi urmând să înaintăm către CJSU, care aprobă prin hotărâre scenariul adoptat de fiecare unitate de învățământ în parte. Scenariile de organizare a unităților de învățământ sunt bine cunoscute. Scenariul verde constă în desfășurarea cursurilor cu prezență fizică a elevilor și a cadrelor didactice. Scenariul galben, care constă în desfășurarea cursurilor cu prezența fizică parțială a elevilor și cadrelor didactice și online parțial, excepție făcând clasele terminale a 8-a, 12-a, a 13-a. Și aici aș vrea să fac o precizare. Aceste elemente sunt prinse în ghidurile elaborate de Ministerul Educației și Cercetării. Ca orice ghid, ele sunt cu precizare de recomandare și nu de, știu eu, respectare absolută. Scenariul roșu, scenariul 3, constă în desfășurarea cursurilor online în întregime de către toți elevii dintr-o unitate de învățământ. Aș vrea să precizez că aceste scenarii se raportează la numărul de îmbolnăviri pe mii de locuitori. Aș vrea să mă adresez acum colegilor mei care sunt în grădinițe, precum și părinților copiilor preșcolari. Sunt foarte multe întrebări firești în contextul începerii în acest an școlar a unui nou mod de organizare administrativă la nivelul unităților de învățământ. Ceea ce se precizează la nivelul legislativ este faptul că trebuie prioritizată prezența fizică a tuturor preșcolarilor în grădiniță. Părinții însă nu au acces în spațiul grădiniței. Dacă până acum ei puteau să-și însoțească copiii în activitățile de îmbrăcare, de a ajunge până la sala de grupă, în noul context, părinții vor trebui să rămână în spațiul exterior grădiniței și în acest context să știți că profesorii pentru învățământul preșcolar au identificat soluții pentru a nu crea, știu eu, disfuncționalități. Avem copii de 3 ani care intră pentru prima dată la grupa mică. Pentru aceștia va fi o problemă să se despartă la poarta grădiniței sau chiar la ușa grădiniței de către părinte și să fie copilul condus de către o persoană necunoscută lui până în acel moment. Prin discuțiile pe care le-am avut la nivelul conducerii unităților de învățământ preșcolar, aș vrea să precizez faptul că în această perioadă, 1-14 septembrie, se realizează în grădinițele din județul nostru întâlniri între educatoare și copii, chiar și părinții acestora, pentru ca copiii să perceapă spațiul grădiniței ca un mediu cunoscut până în momentul în care ei vor intra în grădiniță neînsoțiți de către părinte. Colegii noștri
au realizat activități în care permit părinților și copiilor preșcolari să vină în sala de grupă, desigur în mod eșalonat și prin acea distanțare impusă, tocmai pentru ca preșcolarul să intre într-un spațiu pe care să-l cunoască și să fie adaptarea mai ușoară. Mai mult decât atât, sunt grădinițe care și-au organizat intrarea copiilor în spațiul din curtea grădiniței, în parcul grădiniței. Prin această organizare, desigur, copiii vor sta distanțați, părinții vor putea și ei de asemenea să fie în acel spațiu exterior clădirii și prin elemente de joc, prin discuții, copiii vor putea mai ușor să perceapă spațiul sălii de grupe, de grupă ca unul mai familiar lor. Este vorba despre copiii de la grupa mică sau și de la celelalte? Cu prioritate pentru copiii de grupa mică, pentru că este o locație nouă pentru ei. Dar nu excludem ca acolo unde parcul grădiniței permite să adoptăm aceste formule și pentru copiii de grupă mijlocie și grupă mare. De asemenea, tot în această perioadă, până la începutul activităților, se desfășoară în grădinițe întâlniri cu părinții tuturor preșcolarilor pentru a fi prezentate normele igienico-sanitare care trebuie respectate de către copii în grădiniță. Este foarte important să-i avem aproape pe părinți și mai mult decât atât să-i avem aproape și în momentul în care ei își trimit zilnic copiii la grădiniță. Dacă un părinte identifică o problemă de sănătate la copilul personal, este extrem de important să nu îl trimită în acea zi la grădiniță pentru a preveni orice îmbolnăvire. Triajul zilnic al copiilor se va realiza în mod obișnuit. Toate grădinițele din municipiul Iași dispun de personal medical. Mizăm ca și în grădinițele din întreg județul să fie asistent sau medic pentru ca acest triaj să se asigure în permanență. După cum vă spuneam, activitățile de tip outdoor trebuie să fie multiplicate pentru elevii, pentru preșcolarii care se află în grădinițe. Organizarea programului de somn în grădinițele cu program prelungit este la acest moment o preocupare pentru toți directorii și în acest sens se precizează că acel metru, un metru distanță dintre pătuțurile fixe trebuie respectat cu suplimentarea unor noi piese de mobilier, pătuțurile acelea mobile care pot fi puse în spațiul sălii de grupă. Vom avea în vedere un orar diferit pentru folosirea spațiilor pentru masă și pentru folosirea toaletelor. Vor fi aceste defazaje tocmai pentru a limita interacțiunea copiilor din diferite grupe. Nu se mai permite aducerea de jucării de acasă în sala de grupă sau alte alimente introduse în spațiul grădiniței, pachetelul de acasă sau alte asemenea alimente. Avem întrebări foarte multe cu privire la respectarea curriculumului, la durata activităților desfășurate în grădiniță. Se respectă același curriculum? Se respectă programa elaborată de Ministerul Educației, programa în vigoare. După cum spuneam, ne propunem cât mai multe activități în aer liber, desfășurate în parcul grădiniței, în locul de joacă. Învățământul primar, pentru că avem la nivelul județului un număr foarte important de elevi, 40.449 de elevi. Prioritatea noastră este în a aduce cât mai mulți elevi din ciclul primar la școală.
Ce presupune acest lucru? Pentru a reuși să păstrăm condițiile de distanțare fizică, se poate adopta un program flexibil, astfel încât copiii pot învăța fie în programul de dimineață, fie în cel de după amiază, prin adaptare la condițiile fiecărei școli. Orarul, deci rămânem de asemenea cu programa școlară în vigoare, dar la nivelul orarului elevilor, acesta poate fi mai flexibil printr-o organizare modulară, altfel spus, prin gruparea orelor pe discipline. Se pot avea în vedere două ore de limbă română, una după alta, două ore de matematică, de asemenea grupate. Sunt însă situații particulare în care se va impune învățarea online pentru elevii din învățământul primar și nu numai. Este vorba de acei elevi cu boli cronice care vor avea posibilitatea să-și desfășoare activitatea de acasă. În permanență este extrem de important să consultăm asociațiile de părinți tocmai pentru a lua cea mai bună decizie de organizare a colectivelor de elevi. Păstrarea distanței rămâne și pentru elevii din învățământul primar, distanța de un metru între elevi. Acolo unde această distanță nu se poate păstra, putem să aducem separatoare și să reorganizăm mobilierul clasei prin scoaterea catedrei, a altor obiecte de mobilier care pot lipsi. Ne interesează să aducem cât mai mulți elevi la școală, dar în condiții de maximă siguranță. Nu s-a diminuat durata unei ore obișnuite. Ghidul ne precizează că se poate diminua durata unei ore desfășurate online. 20 de minute pentru clasa pregătitoare, clasa 1 și a 2-a și 30 de minute pentru clasa a 3-a și a 4-a. Repet, doar în condițiile scenariului verde sau atunci când situația particulară impune organizarea învățării online. De asemenea, se recomandă un echilibru în temele pentru acasă. Temele pentru acasă care, din păcate, sunt la elevii din ciclu primar câteodată o povară printr-un volum de muncă semnificativ. Ne interesează ca în aceste condiții să păstrăm și echilibrul emoțional al elevilor și starea lor de bine și în acest context trebuie revizuite și aceste sarcini pentru acasă. Pentru elevii de gimnaziu și liceu, ghidurile fac următoarele recomandări dacă se are în vedere scenariul 1, scenariul verde, și scenariul 2, scenariul galben, în care elevii parte din ei vin la școală, altă parte merg și își organizează activitatea, școala de acasă, prin învățare online. Pauzele dintre ore vor fi de 5 minute, numai pentru schimbarea claselor, de către cadrele didactice. Iar orele vor fi de 55 de minute. În acest interval de 55 de minute, fiecare clasă, conform unei organizări la nivel de palier, va avea o pauză de 10-15 minute. Cu alte cuvinte, această pauză de 10-15 minute este posibilă în interiorul unei ore didactice, da? În mijlocul orei, prin această planificare pe care școala o face, ca elevii să aibă acces pe rând la toaletele de pe un singur palier, profesorul va face o pauză, copiii putând să se ducă pe rând la toaletă, cei care doresc, desigur. Pentru elevii care nu merg la toaletă, în aceste pauze individualizate, personalul didactic și nedidactic va supraveghea circulația elevilor și a cadrelor didactice pentru respectarea distanțării fizice.
În pauzele comune de 5 minute este permisă numai circulația profesorilor pe holuri. Și acest lucru este foarte important pentru că un principiu important, semnificativ pentru toate clasele este acela de limitare a contactului dintre elevii din diferite clase. În cazul folosirii unor cabinete sau laboratoare, pauzele comune de 5 minute sunt destinate dezinfectării acestora pentru noile clase sau grupe care le vor folosi. Un element de noutate îl constituie faptul că profesorii nu vor mai merge cu acel catalog în mână, ci vor folosi agende, carnete individuale, unde vor înregistra notele și absențele elevilor. Tot pentru elevii din gimnaziu și liceu sunt propuse orare modulare. Pentru această organizare modulară vine cu avantaje, dar și dezavantaje, depinde de fiecare școală, cum își va organiza orarul, având în vedere acestea. Organizarea modulară așadar prezintă ca avantaje reducerea riscurilor asociate apropierii fizice în cazul scenariului 1 și scenariului 2. Cu alte cuvinte, profesorii vin în contact cu mai puține clase într-o perioadă de timp. Ca să explic puțin lucrurile, clasa a șaptea va putea să aibă un orar organizat modular în această formă. Va avea matematica, să spunem, predată pe durata unei săptămâni. În fiecare zi să aibă câte 2 ore, de fapt nu chiar în fiecare zi, pentru că planul cadru stipulează câte 5 ore pe săptămână. Deci profesorul să predea 2 ore odată, 2 ore altă, în altă zi și 1 oră în cea de-a treia zi, timp de o lună, după care poate să facă o pauză în elevii nu mai pot avea sau nu au în orarul clasei matematica și se reia acest ciclu pe organizarea modulară. Este un sistem de învățare promovat în alternativa Waldorf, care oferă aceste avantaje, reducerea efortului elevilor, efectuarea de teme pentru acasă într-un anumit interval de timp, precum și flexibilizarea orarului în scenariul 3 prin reducerea numărului de profesori. Într-o zi, clasa a 7 va avea doar 2 sau 3 profesori și nu 6, cum erau în organizarea tradițională în orarul clasic. Se reduce în acest fel numărul de clase cu care un profesor lucrează într-o săptămână. Pe scenariul verde se adoptă toate măsurile de siguranță recomandate de Ministerul Sănătății, măsuri care privesc reducerea îmbolnăvirilor. În cazul unor contexte care favorizează adoptarea scenariului al doilea, clasele de sfârșit de ciclu și clasele formate din elevi de început de ciclu vor avea prioritate pentru aplicarea scenariului verde. Cu alte cuvinte, aceste clase vor fi cu prioritate prezente la școală. Pentru scenariul galben, scenariul în care sunt alternate etapele de prezență cu etapele de activități online, se reduce numărul de elevi prezenți efectiv în clasă. O parte dintre elevi vin la școală, o parte își desfășoară activitatea de acasă. Desigur, vor fi înregistrate aceste lecții care sunt destinate strict elevilor din clasa respectivă. Pe scenariul roșu, toate activitățile sunt duse în sistem de învățare la distanță și învățare online,
în situațiile în care vor mai fi clase, elevi care nu dispun de dispozitive informatice, cadrele didactice vor realiza materiale suport pentru ca fiecare elev să aibă acces la educație la disciplina respectivă. Care sunt demersurile pe care noi le-am făcut până acum? O întrebare, mă scuzați. Vă rog. Există până în acest moment școli la care luați în considerare sau localități la care, pentru care luați în considerare scenariul roșu? Scenariul roșu se poate lua, se poate aplica numai dacă numărul îmbolnăvirilor la 1000 de locuitori este peste 3. La acest moment, deci fiecare școală trebuie să țină seama în alegerea scenariului roșu, în exclusivitate, de informațiile care sunt transmise pe data de 7 septembrie de către Direcția de Sănătate Publică. Nu își poate alege o școală scenariul online dacă nu impune contextul epidemiologic acest lucru. Nu mi-ați răspuns la întrebare. Există sau nu în acest moment școli la care credeți că se va impune scenariul roșu? Deci, din acest punct de vedere, vreau să vă spun că nu știu decât parțial situația epidemiologică la nivelul fiecărei comune. Ieri, de exemplu, erau 4 comune în care numărul de îmbolnăviri depășea 3 la 1000 de locuitori și în acest context școala trebuie să meargă pe scenariul roșu. Care sunt cele comune? Este prematur să spunem că vor începe școlile online și unitățile de învățământ din Șipote, din Bibolari și cred că Valea Lupului. Ceea ce va trebui să fie ca reper sunt informațiile pe care Direcția de Sănătate Publică ni le va furniza pe data de 7 septembrie. Ce demersuri am făcut până acum? Încă din 18 august am organizat ședințe, videoconferințe cu toți directorii de unități de învățământ. Pe tipuri de școli, pentru că am vrut să identificăm tipurile de probleme care apar și să identificăm și soluții. Am avut întâlniri cu prefectul județului, cu directorul Direcției de Sănătate Publică, cu primarul municipiului Iași, au fost 2 întâlniri în echipa de inspectori și cu primari din diverse alte comune. Consultări cu autoritățile publice locale, după cum vă spuneam, dezbateri cu aceștia pentru a vedea care să evaluăm împreună infrastructura școlară de la nivelul fiecărei unități de învățământ. În acest sens am centralizat din toate școlile solicitările formulate de către directori. Cu alte cuvinte, sunt solicitări legate de îmbunătățirea infrastructurii școlare pentru ca începând din 14 septembrie să poată veni la școală cât mai mulți elevi. Identificarea de spații suplimentare, identificarea de dispozitive informatice, identificarea de materiale de dezinfectat, precum și necesarul de măști pentru fiecare unitate de învățământ în parte. În acest timp, începând de pe 31 august până pe 11 septembrie, toți inspectorii din instituția noastră merg în școli pentru a monitoriza și a consilia directorii pentru ca școala să înceapă în cele mai bune și sigure condiții. Practic, toate unitățile de învățământ vor fi vizitate în această perioadă. Am identificat în vizitele noastre probleme, dar încercăm să identificăm și soluții. Cu prioritate în municipiul Iași, în anumite școli supraaglomerate, sunt spații insuficiente pentru derularea procesului instructiv-educativ în condițiile respectării regulilor de distanțare fizică.
Și aici aș vrea să subliniez faptul că probleme mai sunt la acest moment. Încercăm să identificăm soluțiile particulare cu prioritate în grădinițele cu program prelungit și în unitățile școlare cu un număr mare de elevi. Dificultăți în ceea ce privește cazarea elevilor în internate. Aici trebuie respectate aceleași norme de distanțare fizică și fiecare unitate de învățământ încearcă să respecte această distanțare și încearcă să identifice și alte spații, eventual în alte unități de învățământ care dispun de spațiu excedentar pentru ca elevii să poată fi cazați. Mai avem nevoie de norme suplimentare atât pentru personalul didactic cât și pentru cel nedidactic. Pentru personalul medical, după cum vă spuneam, mai avem nevoie de asistenți medici în localitățile rurale. Necesitatea suplimentării echipamentelor informatice este de asemenea o prioritate pe care o avem atât la nivelul instituției noastre, cât și la nivelul reprezentanților UAT-urilor, având în atenție o colaborare firească între școală, reprezentanții Consiliului Local al Primăriei și, bineînțeles, Inspectoratul Școlar. După cum vă spuneam, consilierea directorilor în identificarea de variante potrivite pentru fiecare unitate de învățământ se simulează în această perioadă scenariul ales pentru fiecare sală de clasă, pentru fiecare colectiv de elevi, cu dispunerea mobilierului, cu schema orară, cu organizarea grupelor clasei în funcție de echipamentele de informatice existente. Motivarea directorilor și facilitarea achizițiilor în vederea asigurării dispozitivelor informatice a mobilierului individual prin comunicare oficială cu unitățile administrativ-teritoriale din județ. Am transmis către fiecare primărie o adresă prin intermediul căreia am încercat să motivăm reprezentanții UAT-ului pentru a accesa fonduri europene nerambursabile. Există o ordonanță de urgență 144 care permite UAT-urilor, școlilor, inspectoratului școlar achiziția de dispozitive informatice, material dezinfectant și măști, tocmai pentru ca școala să înceapă în cele mai sigure condiții. Comunicarea oficială cu Ministerul Educației prin suplimentarea numărului de norme pentru personalul didactic și nedidactic este de asemenea o prioritate pe care o avem în atenție. Am transmis către colegii din minister necesarul de norme atât pentru colegii profesori cât și pentru personalul nedidactic. Gestionarea problemei vizând transportul școlar în condiții de maximă siguranță este discutată de asemenea cu reprezentanții UAT-ului la nivelul municipiului Iași și nu numai. În concluzie, școlile în aceste zile sunt în pregătirea scenariilor cele mai potrivite în funcție de resursele pe care le au la dispoziție. Avem deja rezultate ale acestor pregătiri. Colegii mei inspectori sunt în comunicare permanentă cu directorii unităților de învățământ, directorii școlilor, de asemenea în comunicare și consultare cu părinții elevilor. De dimineață vorbeam cu directorul școlii gimnaziale Titu Maiorescu, care se află în situația de a avea un număr mare de elevi pe clasă și soluțiile identificate sunt foarte bune. La școala Titu Maiorescu, toți elevii din învățământul primar vor putea, desigur, în funcție de contextul epidemiologic de la data de 7 septembrie, vor putea veni prin prezență fizică la școală. Au reorganizat mobilierul școlar
prin acele despărțitoare sau prin pupitre individuale, au reorganizat cele două schimburi de dimineață și de după amiază, au spațiu suplimentar în școala Ion Neculce, acolo fiind câteva săli de clasă disponibile, astfel încât toți elevii din învățământul primar vor veni pe data de 14 septembrie la școală în condiții de maximă siguranță. Și pentru elevii din învățământul gimnazial, acolo sunt identificate soluții cu prioritate pe alternarea prezenței fizice și a învățării online, clasa 8-a fiind prezentă în totalitate zi de zi la școală. Există vreo unitate școlară în acest moment în județul Iași care a luat deja decizia sau care v-a anunțat dacă vrea să facă cursurile de online? Întrebarea dumneavoastră probabil face referire la acel sondaj care s-a realizat la mijlocul lunii august, când ministerul a încercat să vadă care este, știu eu, analiza de la nivelul fiecare unități de învățământ și pe ce scenariu ar dori să meargă. La nivelul județului nostru, acea statistică ne conducea către următoarele centralizări. 66% dintre unitățile de învățământ își doreau să meargă pe scenariul verde, asta însemnând prezența tuturor elevilor și preșcolarilor în unitățile de învățământ, și aproape 34% dintre școli optau pentru scenariul galben. O singură unitate de învățământ, respectiv Colegiul Racoviță, prin consultarea elevilor și părinților, a hotărât că dorește să meargă pe varianta de scenariu roșu cu învățarea online. La acest moment, din discuțiile și din analiza pe care am avut-o, nici Colegiul Racoviță nu optează, desigur, către această variantă, dar, repet, varianta de învățare online în exclusivitate va putea să fie luată în calcul de unitate de învățământ sau alta, numai dacă, la nivelul localității respective, contextul epidemiologic îl impune. Cu certitudine, alegerea scenariului este condiționată de numărul de îmbolnăviri raportat la mii de locuitori. Nu va fi posibil acest lucru. Da, până la acest moment, care situație în care părinții au învățat La acest moment nu avem înregistrat o astfel de solicitare. În momentul în care școlile ne vor adresa astfel de întrebări, vă vom comunica și soluția pe care noi o vedem prin raportare, desigur, la respectarea cadrului legislativ. Deci, complicit cu primar, dar va fi bine, elevii sunt învățați în două, jumătate dimineața, jumătate după amiază. Pentru învățământul primar, repet, în funcție de ce ne va furniza ca date Direcția de Sănătate Publică, fiecare școală decide, în funcție de spațiul pe care îl are la dispoziție, de resursele umane, profesori și personal nedidactic, dacă merge pe prezența zi de zi a tuturor școlarilor mici în școală, fie că merg pe programul de dimineață, fie că merg pe programul de după-amiază, întreaga clasă, da? Sau în situațiile în care nu dispunem de spațiile necesare pentru ca toți elevii să vină zi de zi la școală și să se respecte acea distanțare, sunt unități de învățământ care au o soluție administrativă eficientă, și anume un colectiv de 30 de elevi de ciclu primar se împarte în 3 subgrupe. Spațiul clasei permite, în condițiile acestea de distanțare fizică, prezența zi de zi a 20 dintre elevi, restul de 10 elevi desfășurându-și activitatea în sistem online.
După care, cei 10 elevi care și-au desfășurat activitatea de acasă săptămâna următoare, deci este o rotație a acestor subgrupe, care permite ca un număr relativ mare, practic două treimi dintr-o clasă de învățământ primar, este un număr mare de elevi să fie prezenți zi de zi la școală, urmând ca această rotație să se realizeze. Și acest lucru ar genera faptul că un copil va fi prezent în la școală două săptămâni, o săptămână acasă în sistem online. Sunt soluții pe care școlile le experimentează, ele sunt acum analizate, studiate și reglările pot fi și pe parcurs. Și la grădinițele sunt grupe cu mai mult de 20 de copii. Este posibil să funcționeze acea grupă. Sunt cartiere unde chiar sunt mulți copii, alte cartiere unde sunt mai puțin copii. Depinde, dar sunt de tine un cartier aglomerat. Cum se procedează acolo, la grădinița? Organizarea grupelor pentru învățământul preșcolar depinde foarte mult de spațiul fizic al grupei. Avem clase, grupe de grădiniță cu peste 70 de metri pătrați. Acolo, în cap, mai mult de 20 de copii, dacă se păstrează această distanțare de un metru. Avem însă și săli de grupă care sunt mai mici. În condițiile acestea, grădinițele au identificat fie alte spații, sale de sport sau săli de grupă care nu au fost utilizate până în acest moment și vor constitui noi grupe de preșcolari care să învețe în acel spațiu, respectiv 10 copii care nu încapă în sala respectivă, vor putea să fie duși într-un alt spațiu cu constituirea unei noi grupe. În cazurile extreme în care nu se va putea identifica niciun spațiu suplimentar la o grădiniță supraaglomerată, așa după cum precizați, vom putea să avem și un alt scenariu în care copiii să vină două săptămâni la grădiniță și o săptămână să-și desfășoare activitățile acasă. Aici nu mai putem vorbi despre o învățare online, ci sunt recomandate în aceste ghiduri soluții prin care părinții pot primi online anumite sarcini de învățare, sarcini ludice pe care copiii să le desfășoare în spațiul de acasă. Rămâne o problemă importantă aceasta legată de transportul elevilor navetiști. Din discuțiile pe care le-am avut cu Primăria Municipiului Iași, se încearcă identificarea de soluții transport școlar pentru elevi în exclusivitate. Sigur că acest lucru nu ar rezolva în totalitate această problemă a elevilor navetiști. Știm că în această perioadă normele de igienă sunt foarte stricte. Câte unități școlare de la nivelul județului Iași nu au autorizație de DSP? La nivelul județului Iași există unități de învățământ care la acest moment nu au această autorizație sanitară de funcționare, dar care vor putea beneficia de condiții bune pentru desfășurarea activității educaționale, pentru că în conformitate cu ordonanța de urgență de care spuneam 144, primăriile, consiliile locale sunt eligibile pentru achiziționarea de containere și sanitare mobile care vor permite
această, să spunem, dotare a școlii va permite obținerea autorizației sanitare de funcționare. Majoritatea școlilor din județul nostru care nu au această ASF sunt datorate acestei situații faptului că grupurile sanitare sunt exterioare. Deci se încearcă identificarea acestor surse și accesarea fondurilor europene pentru achiziția de containere sanitare mobile. Da, sunt cifre pe care o să le furnizăm imediat după conferința noastră de presă. Un procent, cred că de 30%, dacă stau bine și mă gândesc, din unitățile de învățământ, atât cu personalitate juridică, cât și structura acestora. Doamna Farcaș, poate mă înțeleg, ieși nu dispun de dispozitivele necesare orelor online sau nu au acces la internet. Cum va rezolva ISJ-ul această problemă, având în vedere că nu toate școlile vor acesa format și Vedeți că această rezolvare nu ține de Inspectoratul Școlar Județean. Tot ceea ce înseamnă echipamente informatice, tot ceea ce înseamnă dotare materială, intră în atribuția fiecărei unități administrativ-teritoriale. Cu alte cuvinte, școala împreună cu primăria, Consiliul Local, trebuie să identifice modul în care pot fi achiziționate aceste dispozitive informatice pentru toți elevii. Ceea ce însă am făcut noi la nivel de inspectorat școlar a fost, știu eu, o campanie prin care am încercat să atragem companii de IT care să doneze către școli echipamente pe care elevii noștri le pot utiliza. Zilele trecute am avut o astfel de activitate. Compania Veoner din Iași a donat către copiii din Ierpiceni și din Românești calculatoare și tablete. Sunt inițiative pe care noi le încurajăm, le susținem și sperăm ca aproape cei 23.000 de elevi care nu dispun de echipamente informatice la acest moment să intre în posesia lor. Sunt eforturi și guvernamentale. Ministerul Educației are în acest moment ca prioritate achiziția de tablete care vor ajunge desigur și în județul nostru.